Tradiția învăruicitului este dusă mai departe la Drobeta Turnul Severin. Copiii de la școala gimnazială Petre Sergescu au legat prietenii pe viață între ei prin intermediul învăruicitului. Îmbrăcați în straie populare și cu coronițe de flori pe cap, au reînviat astăzi tradiția străbună a învăruicitului, care se desfășoară în fiecare an în a treia marți după sărbătorile pascale. Fii văruică până la moarte! Fiu văruică până la moarte! Amândouă roate! Fiu văruică și cu lună și cu soare! Fiu văruică și cu stele lucitoare! Fiu văruică. Elevii școlii gimnaziale Petre Sergescu din Drobeta Turnul Severin au legat prietenii trainice între ei la învăruicit. Ritualul este vechi de când lumea, iar copiii l-au respectat cu sfințenie. Doi câte doi și-au așezat coronițele în iarbă. În mijlocul lor au pus ouă roșii, apoi s-au prins de mâini și au rostit cuvintele magice ale prieteniei. Treci văruică peste baltă să ne înfârtățim odată! Și acum vom face schimb de ouțe, dragilor. Am venit la învăruicit în curtea școlii pentru a fi prietenă pe viață cu copiii. Cine ți-a făcut cordeluța, coronița? Aceasta nu este coronița mea, deoarece de învăruicit, de fiecare dată când te învăruicești cu cineva, schimbăm coronițele. Astăzi leg prietenii pe viață cu colegii mei. Și cum legi tu prieteniile? La învăruicit? Da, la învăruicit în cadrul școlii. Cu cine ești aici? Cu ce doamnă? Cu doamna Ionica Dăgădiță. Să-mi aleg prietenul. Ai venit la învăruicit? Da. Și ți l-ai ales? Da. Ți-ai ales mai mulți sau doar unul? Unul. Și cine e prietenul tău? Cum îl cheamă? David. Te-ai învăruicit astăzi? Da. Cu cine? Cu Luis. Ia spune-mi, în ce casă ești? A patra ce. Și e prima dată când particip la învăruicit? Nu. Prin menținerea tradiției, profesorii doresc să transmită copiilor sentimente de atașament față de datinile străbune. Tradiția învăruicitului se practică în satele din sudul județului Mehedinți. Este o sărbătoare pe care creștinii o sărbătoresc la 2 săptămâni după Paște. Această sărbătoare este o înfrățire între copiii de vârstă mică își aleg suratul sau surata pe care o vor păstra ca prieten devotat de-a lungul anilor. După ce s-au învăruicit, toți copiii au aruncat coronițele de flori în copacul de lângă școală, pentru ca prietenia lor să dăinuiască pe veci.